Percheziții astăzi la Iași, după ce procurorii anticorupție din cadrul Serviciului Teritorial Brașov au deschis un dosar în REM în care mai mulți funcționari publici sunt cercetați pentru luare de mită, dare de mită, trafic de influență și abuz în serviciu. Cauza are ca obiect presupusă atribuire frauduloasă de către persoane din conducerea unor spitale din județele Brașov și Harghita a unor contracte prin care unitățile respective ar fi achiziționat echipamente și produse medicale supraevaluate, dintre care unele nici nu îndeplineau condițiile de conformitate, iar altele nici nu erau necesare. Pentru atribuirea contractelor preferențiale plătite din bani publici, spitalele în cauză ar fi organizat proceduri formale prin care să fie desemnată câștigătoare o anumită firmă. Din cercetări a reieșit că activitățile frauduloase ar fi avut loc în perioada 2019-2020. Prejudiciul în dauna spitalelor s-ar ridica la suma de aproximativ 1,7 milioane de lei, iar sumele de bani promise de reprezentantul firmei respective ar varia între 5.000 și 89.000 de euro. Astăzi au fost efectuate percheziții domiciliare în 22 de locații, situate pe raza județelor Brașov, Harghita și Iași, din care 4 sunt instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societăți comerciale.